Isabela Onoriu și Daniel Onoriu sunt la o lună distanță de a fi divorțați. La judecătoria sectorului 4 a avut loc un nou termen și se poate vorbi deja la trecut despre soții Onoriu. Dacă până acum cel mai vocal la adresa Isabelei era Daniel Onoriu, iată că mama fostului pilot de curse iese la atac cu acuzații grave la adresa fostei nore. Pe alocuri, mama lui Daniel Onoriu are un umor amar. Deci uitați-vă când a ieșit Daniel din spital pe 2-3-2022 și este decizie asociatului unic. Deci uitați cum a semnat în fals. Deci doamna Isabela, da. E o acuzație foarte grea, foarte dură. Niciodată nu este aceea semnătură, măcar n-a avut, dacă tot a făcut-o, s-o fi făcut-o cum trebuie. N-ați fost să faceți o expertiză grafologică? Păi urmează, normal. A fost făcută de către o expertiză, evaluare, și a fost la 116.000 și s-a licitat cu 40.600. Adică Daniel era dator, trebuia să plătească el diferența de bani. Ne puteți spune la ce sume se ridică aceste pagube? Pagube, să zicem, până acum nu, dar imaginați-vă, sentimental este foarte greu. Deci, mai exact, Daniel a pierdut un lot de case? Nu, două case și două, este una, mai sunt încă două terenuri și una începută, este o casă la roșu. Pe care se va face partajul? Da, dar nu știu cum se va face partajul. Și aici este marea ei surpriză. Eu, fiind acum administrator, eu am putut să scot tot ce a făcut ea în firmă de-a lungul anilor. Ea nu s-a gândit niciodată că o să umble cineva și o să fiu eu. Eu, de fapt, eu i-am spus. I-am transmis pentru că și ea îmi transmitea, nu mai spun prin cine că nu și-are rostul, toate înjurăturile din lume. Mi le transmita și toate blestemele din lume. Doamna Isabela Onoriu. Da. Și, deci aici sunt 70 și ceva de file cu tot ce a făcut ea în firmă, cu banii. Ea retrăgea sume de bani și își transfera în contul ei curent. Aveți idee cam ce sumă a transferat doamna Isabela? Adică sume mari, niște sute de mii cam, dar tot ce s-a cheltuit și tot ce am dat noi, familia noastră, sunt mai mult de 400 și ceva de mii de euro. Cât a stat Daniel într-o perioadă de 2 ani și ceva. Adică cam atât s-a cheltuit cu casele și cu plimbările ei, că ea de plimbări ea nu spune nimic. Vreau să ceară de către judecătorie cu ce bani a venit ea și să aducă dovadă. Și cu ce bani a plecat ea în conturi? Daniel Onoriu face anunțul, dar pe un ton neașteptat de liniștit. Daniel, ați divorțat de comun acord? Da. S-a terminat și a zis doamna judecător că pe 9 luna viitoare o să fim oficial divorțați. Cum ați ajuns la această decizie să divorțați de comun acord? Păi da, eu am vrut dintotdeauna să fie, e frumos, să ne respectăm măcar așa, de dragul celor 5 ani pe care i-am trăit împreună zi de zi, și așa ar fi trebuit să fie fost de la primul termen. Dar uite că s-a ajuns la al 5-lea, adică un an jumate, terminul 2, terminul 3, terminul 4 și acum al 5-lea. Și se pare că la terminul 6 o să fim eu Onoriu și ea Butaru. Doamna Onoriu, încă doamna Onoriu a avut pretenții materiale la partaj? Crede-mă că au vorbit numai avocații, în termeni avocățești, pe care eu nu îi cunosc și nu știu să mă pronunț, pentru că dacă vorbesc ceva, vorbesc greșit și nu vreau să se interpreteze altfel. Mama ta i-a adus acuzații foarte grave soției tale. Nu mai e soția mea de 2 ani de zile, spune-mi Isabela, a făcut ce a făcut și să răspundă în fața legii pentru faptele ei. Te simți păcălit, nedreptățit? Păi sunt acte doveditoare pentru ceea ce ea a făcut. Semnăturile false?
S-a vândut o casă ilegal, doamnă, pe care am pierdut-o la licitație ilegală. În sala de judecată ați schimbat câteva cuvinte, câteva priviri? Pentru prima dată, după nici nu știu cât a trecut de atunci, am vorbit civilizat, am zis, băi, suntem doi oameni care am fost împreună, hai de dragul a ceea ce a fost frumos să ne înțelegem și să fim civilizați și ce decide legea, aia să decide. Dar important e că s-a... și ea și eu suntem de acord cu divorțul care se va pronunța pe 9 mai. Mama lui Daniel închide cercul. Acum, în ultimul timp, a asociat viața ei cu Dana Roba. Atunci când îți este frică de un om, fugi cât mai departe. Exemplul la cea cu care Daniel a fost înainte și a stat, au stat împreună 10 ani, s-a mutat la Bragadiru când a vrut să scape de Daniel. Ia, uitați-vă, ăsta este făcut pe Google, nu știu dacă pronunț bine. Da, da. Da? Poți să filmezi? Deci aici stă Daniel. Distanța este de 1,3 km. Da? Unde... unde locuiește ea față de blocul nostru? Da? 1,3 km. Aici stă Samuel, băiatul lui Daniel. Și aici, uitați-vă de ce s-a mutat ea la foarte aproape. Aici este hotel al celui cu care ea este și în prezent. Nu mai mă repet că nu mai are niciun rost, că îl știți și voi, al celui care a fost dat afară din poliția rutieră. E un triunghi al dragostei, în ghilimele. Asta am vrut să mai vă...